Duhule Sfânt, izvorul iubirii, vino la noi să trăim iubirea ta. Duhule Sfânt, izvorul iubirii, vino la noi să trăim iubirea ta. Duhule Sfânt, izvorul iubirii, vino la noi să trăim iubirea ta. Duhule Sfânt, izvorul iubirii, vino la noi să trăim iubirea ta. Preasfințite, vă rog să ne prezentați cateheza. Dragi tineri, iubiți credincioși, prezenți în această seară în catedrala noastră romano-catolică din Iași, dragi credincioși care sunteți în legătură directă cu noi pe calea internetului și dragi ascultători ai postului de Radio Maria, am creat deja ambientul propice pentru a aprofunda învățătura noastră creștină. Ne-am rugat, am cântat, l-am invocat pe Duhul Sfânt, am creat, chiar dacă nu în tăcere, atmosfera aceea prielnică în care Dumnezeu intră în contact, în dialog cu noi oamenii. Suntem în timpul postului mare. În toate bisericile, în timpul postului, se țin predici, cateheze, învățături, menite să-i ajute pe credincioși, pe toți cei de bună voință, să-L cunoască mai mult pe Dumnezeu și în lumina lui Dumnezeu să se cunoască pe ei înșiși, pentru ca să realizeze acea purificare pe care o cere Biserica ca pregătire temeinică pentru celebrarea unei sărbători. În cazul de față, cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine, Paștele. Ne pare rău că nu celebrăm la aceeași dată Paștele, mă refer la România, unde majoritatea sunt frații noștri ortodoxi, poate vom ajunge și ne rugăm lui Dumnezeu să trăim împreună sfintele sărbători, marile sărbători, cum este sărbătoarea Paștelui.
Trebuie să rețin sau să sublinez un lucru. Toate catehezele, toate predicile care se fac în biserică, fie catolică, fie ortodoxă sau la frații protestanți, toate au o unică țintă. Și acea țintă este Hristos. Și noi purtăm numele prin botezul pe care l-am primit, numele de creștin. În timpul Adventului, vă amintiți, cele patru cateheze îl aveau în vedere pe Iisus, Mesia, așteptat de popoare. Și am trăit după catehezele și predicile făcute și la catedrală și în toate bisericile noastre, bucuria venirii lui Iisus pe pământul nostru. Dar El a venit să împlinească un plan al Tatălui, acela de mântuitor al lumii. Acum, continuând catehezele, cateheza episcopului, ținta noastră rămâne Hristos, dar de data aceasta în altă postură, aceea de salvator al lumii. Și de aceea în fața noastră stă mereu crucea. Eu am spus de la început, când a venit ca episcop numit de Sfântul Părinte Papa, că ar trebui și am în vedere acest lucru să avem o cruce mare, care atunci când intrăm în biserică să ne izbească cu privirea. Pentru că El ne adună în catedrală, El ne adună în biserică, El este unicul salvator al nostru și al întregii omeniri. Acum ne uităm la aceasta mai mititică, care avem aici în față, dar în mintea noastră să avem prezentă crucea pe care Iisus a murit, ca să înțelegem cu ce preț mare ne-a mântuit Dumnezeu, cât l-a costat pe Dumnezeu salvarea noastră. Chiar atunci când se fac cateheze sau predici despre Maica Domnului, să spunem, sau despre Sfântul Anton, sau despre oricare alt sfânt, ținta rămâne tot El, Hristos. Pentru că privim la aceste exemple ale semenilor noștri ca să ne apropiem mai mult și mai intim de Hristos. Acest lucru să-l urmărim și în catehezele pe care le facem aici în catedrala din Iași. Deja Părintele Mihai v-a spus care este tema catehezei de astăzi, și anume timpul postului mare, un timp de meditație și de rugăciune. În fața noastră, la această cateheză, stă Hristos, așa cum ne este prezentat de textele biblice din prima duminică, din timpul postului mare, și le vom auzi duminică venind la Sfânta Liturghie. Trei ispite diabolice au în comun următoarele elemente: folosirea bunurilor materiale, faptele minunate, miraculoase și puterea politică. Diavolul, pe aceste căi, vrea ca să zădărnicească opera de mântuire a lui Iisus Hristos venind în lume. El era gata să înceapă, propriu-zis, în viața sa publică, mântuirea lumii. Pentru aceasta a venit, pentru aceasta l-am sărbătorit la Crăciun. A trecut Crăciunul, acum ne îndreptăm spre sărbătoarea, să-i spunem, a maturității noastre creștine, Paștele. Și iată diavolul invidios pentru șansa pe care Dumnezeu ne-o acorda nouă oamenilor, ca să fim eliberați de răul la care Satana ne-a dus, intervine
folosindu-se de postul de 40 de zile pe care l-a făcut Iisus în pustiu, intervine direct la acela care a venit să ne mântuiască, să-i zădărnicească opera de salvator al lumii. Și de aceea se folosește de aceste trei ispitiri, le vom analiza îndată. Aceste trei elemente sunt menționate nu pentru a evidenția un proiect oarecare, ci pentru a zădărnici, repet, chiar planul destăinuit de Dumnezeu în timpul botezului lui Iisus. Ne amintim, atunci când Iisus a fost botezat de Sfântul Ioan în Iordan, s-a auzit glasul Tatălui: acesta este Fiul meu, pe dânsul să-L ascultați. Și Duhul Sfânt era prezent, întreaga treime, sub formă de porumbel atunci, Duhul Sfânt, întreaga treime. Iisus prezentat de Tatăl ca salvator al omenirii, pe dânsul să-L ascultați. De aceea am spus că ținta tuturor catehezilor, predicilor din biserică, este Hristos, pe care prin cateheză, prin predică, biserica vrea să ne ajute să-L cunoaștem cât mai bine, să-I cunoaștem învățătura Lui și prin El să cunoaștem care este voința Tatălui cu noi oamenii, pentru ca să ajungem la fericirea pentru care Dumnezeu ne-a creat. Fericire pe care am pierdut-o datorită păcatului. Păcatul care a fost o catastrofă fără egal în istoria omenirii. Vedeți, se vorbește acum de coronavirus, toată lumea speriată, vai de mine ce se întâmplă, e nimica toată față de alte boli, alte nenorociri și față de cea mai mare nenorocire pe care a provocat-o Satana, diavolul, când l-a ispitit în paradisul pământesc pe om și l-a făcut să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Urmările acelui păcat sunt adevărată catastrofă și din acel abis al răului, al păcatului, întunericul în care diavolul a reușit să-l cufunde pe om, nu mai putea nimeni să-l reabiliteze decât Dumnezeu însuși. De aceea l-a trimis în lume pe Fiul Său. Și când Fiul Iisus a început înfăptuirea mântuirii, viața sa publică, care avea încet, încet să culmineze cu suferințele de pe calvar, cu moartea pe cruce și apoi învierea glorioasă, atunci a intervenit diavolul și a profitat de Iisus, care făcuse 40 de zile de post, cu abilitatea lui ca să-i zădărnicească opera de mântuire. Așadar, în centrul atenției noastre și la această cateheză și la toate celelalte este persoana lui Iisus și perspectiva inaugurării împărăției lui Dumnezeu în mijlocul oamenilor. Cateheza din seara aceasta va cuprinde trei puncte, să le spunem, mai teoretice. Și al patrulea punct este punctul practic, aplicat, după cum veți vedea. Primul punct al catehezei, 40 de zile în post și rugăciune. Al doilea, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Al treilea, l-am intitulat, este un singur Dumnezeu. Și apoi partea aplicată, calea postului mare. Le luăm pe rând. 40 de zile în post și rugăciune. Există o strânsă legătură între sintagmele acestea, zi, noapte, post, rugăciune. Spune Evanghelistul că 40 de zile și 40 de nopți
a fost timpul parcurs prin pustiu de poporul lui Israel. Pentru că numărul acesta, 40, este un număr biblic. Îl întâlnim de mai multe ori în Sfânta Scriptură. Ne referim acum la cei 40 de ani pe care poporul ales i-a parcurs în pustiu ca timp de purificare, pentru ca apoi să intre în țara făgăduită. Și în acest timp Dumnezeu nu i-a părăsit. Ei mai degrabă l-au părăsit pe Dumnezeu, pentru că au cârtit de atâtea ori împotriva Lui, dar nu intru în detalii în privința aceasta. A fost un timp de purificare pentru poporul ales, ca apoi să intre în țara făgăduită. A fost timpul anume ales cu scopul nu numai de a-l ajuta pe poporul lui Israel să cunoască umilința, pentru că așa este bine omului, și mie și dumneavoastră fiecăruia și celor care mă ascultați, să nu fim cu nasul pe sus în fața lui Dumnezeu și nici în fața semenilor, ci capul plecat, cu adevărată umilință, să recunoaștem de fapt ceea ce suntem noi înaintea lui Dumnezeu. Praf și cenușă. Ieri ați primit cenușă pe capetele dumneavoastră, cei care ați fost la biserică. Tocmai ca să nu uităm cine suntem noi, suntem mici, praf și cenușă. Din pământ suntem făcuți, din pământ trăim, pământ și praf ne vom face. Era un cântec vechi, îl cântam și mi-l aduc aminte când eram copil. Deci poporul ales, în cei 40 de ani, prin multe încercări prin care a trecut în pustiu, a fost chemat ca să cunoască umilința. Dar și încercarea, proba la care Dumnezeu i-a pus. Și mai ales pentru a-i oferi posibilitatea poporului de a descoperi frumusețea și demnitatea sa de popor ales al lui Dumnezeu. În pustiu, ca și pe munte, Domnul Dumnezeu se apropie mai mult ca niciodată de popor și se lasă descoperit lui Moise. Știm acest lucru din Vechiul Testament. Era o apropiere căutată și așteptată, plină de atenție, plină de grijă și de iubire. O apropiere care avea să se concretizeze mai apoi în prezența tainică și milostivă a lui Dumnezeu în mijlocul poporului ales. Vedeți Dumnezeu cum pregătește poporul său, poporul să trăiască, să înțeleagă ce înseamnă să te prezinți așa cum ești în fața celui atotputernic, să cunoască umilința, încercarea. Dar intenția lui Dumnezeu a fost ca poporul în felul acesta să se apropie mai mult de Creatorul său, adică de El, să întărească legăturile de iubire față de Cel care nu i-a părăsit niciodată, în ciuda faptului că ei l-au părăsit de atâtea ori pe Dumnezeu. Și atât acum, de la începutul postului mare, chiar de la început, se deschide înaintea ochilor noștri acest timp de 40 de zile și 40 de nopți, până la Săptămâna Sfântă. Desigur, înțelesul acestui timp poate să ne ducă în primul rând cu gândul la cei 40 de ani de pustiu prin care a trecut poporul ales pentru a se purifica și așa să intre în țara făgăduită, dar ne duce cu gândul, plecând de aici, la cele 40 de zile de post pe care Iisus a voit să le facă înainte de a începe grandioasa sa operă de mântuire a neamului omenesc. Înțelesul principal, așadar, al acestui timp numit postul mare este acum cu totul altul decât cel al poporului ales al lui Dumnezeu din Vechiul Legământ. Este vorba despre, repet, însă și acțiunea mântuitoare a lui Dumnezeu între oameni. De timpul în care Iisus, confirmat în apele Iordanului, cum v-a spus, acesta este Fiul meu prea iubit, El confirmă
misiunea încredințată, pe dânsul să-L ascultați. Imediat după botez, notează Evanghelistul Matei, Iisus a fost condus de Duhul Sfânt în zona muntoasă și deșertică a Iudeii. Era un loc pustiu, auster, lipsit de toate, cunoscut deja ca un teritoriu în care își avea locuința diavolul, dușmanul numărul unu al lui Dumnezeu, numit Satana, ispititorul, cel care, în traducere, înseamnă desparte, dezbină. Așa a făcut cu primii noștri părinți, i-a separat, i-a rupt de Dumnezeu, ducându-i la păcat. Pe când toți se îndepărtau de acel loc, deoarece știau că diavolul făcea tot posibilul să-i separe pe oameni între ei și să-i ispitească și să-i îndepărteze de Dumnezeu, iată Iisus a ales tocmai acolo să se ducă, în pustiu, în acea zonă. De ce? Ca să-i dea în cap diavolului, ca să distrugă opera lui malefică. Și de aceea diavolul n-a putut suporta acest lucru și a încercat să-i zădărnicească lui Iisus opera de salvator al omenirii. Și a ales să trăiască acest timp, Iisus să-l trăiască în post, ca timp foarte de rugăciune, de întâlnire, de intimitate cu Tatăl, cu Dumnezeu, care să-L ajute, să-L susțină în împlinirea planului de mântuire a lumii. Iată de ce trebuie să preferăm noi această atmosferă, în ghilimele, de pustiu, de liniște, de singurătate, pentru că vedem lumea asta, lumea de astăzi, care este așa de zgomotoasă, când oamenii și mai ales voi, generația tânără, căutați și găsiți locuri, de exemplu, într-un loc de discotecă, dacă eu nu știu dacă am intrat vreodată într-o sală, dar mai de la televizor. Ce muzică este acolo? Imposibil să te ajuți. Cum să poți să întâlnești pe Dumnezeu într-un astfel de mediu? Iată, biserica ne cheamă în liniște și în timpul postului, știți, că este interzis. Pentru cei care ascultă de biserică, sunt interzise distracțiile zgomotoase. Aveți grijă și toți trebuie să avem grijă să creăm acest ambient de pustiu, de liniște, ca să-L întâlnim mai ușor pe Dumnezeu, să ne regăsim mai ușor pe noi înșine, pentru a vedea care sunt obstacolele care ne stau în calea unirii noastre, a intimității noastre cu Dumnezeu, imitându-L astfel pe Iisus, care s-a retras în pustiu, 40 de zile și 40 de nopți. Al doilea punct al catehezei, puterea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă urmărim cu atenție felul în care Iisus ripostează diavolului, vom vedea la toate, apelează la cuvântul lui Dumnezeu. Cu puterea cuvântului îi dă în cap diavolului, ca să îl învingă. La sfârșitul celor 40 de zile și 40 de nopți, pentru că acum vreau să precizez la acest al doilea punct, intrăm mai direct în cuvântul lui Dumnezeu, din Sfânta Evanghelie pe care o vom auzi duminică, ispitirea lui Iisus. Deci la sfârșitul celor 40 de zile și 40 de nopți, petrecute în post și rugăciune, lui Iisus i s-a făcut foame. Cuie nu i-ar fi fost foame? Noi nu mâncăm o zi, am fost ieri zi de post și abstinență și cred că abia așteptam să termine ca să putem intra în ritmul normal, când ni se face foame când nu mâncăm. Dar 40 de zile, așa spune Sfânta Evanghelie, i s-a făcut foame, spune Evanghelistul, și chiar în acel moment diavolul profită de foamea lui Iisus ca să-L atace. Sigur, fiind aproape, diavolul îl voi învinge acum. Nu-l voi lăsa să-și ducă la împlinire opera sa de mântuitor al lumii. Chiar în acest moment, diavolul s-a apropiat de Iisus
ca să-L ispitească. Apropierea aceasta era înlesnită de austeritatea pustiului. Vă spuneam că era locul unde îi plăcea diavolului să stea, locuința lui. Iisus tocmai acolo merge, ca să-L înfrunte pe satana. Deci era înlesnită de austeritatea pustiului, de sete și de foame, dar fără a ceda o clipă tentațiilor ademenitoare, ascunse sub masca binelui, Iisus îl va combate pe diavol prin invocarea cuvântului lui Dumnezeu. Va afirma cu tărie identitatea sa de fiu al lui Dumnezeu și va corecta orice formă greșită de mesianism. Dacă vă aduceți aminte, în timpul Adventului, în catehezele de atunci, am amintit de mai multe ori care era mentalitatea chiar a evreilor despre Mesia. Un Mesia politic, un Mesia puternic, un Mesia care va ridica națiunea iudaică deasupra tuturor și îi va pune pe toți la respect. Un astfel de Mesia așteptau evreii. Intenția diavolului de a-i strecura pe furiș lui Iisus îndoiala despre identitatea sa și misiunea sa este descrisă în cele trei situații amintite de Părintele Mihai la început. Ispitirea cu pâine, iluzia gloriei și beția puterii. Ispitirea cu pâine, spune diavolul, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, spune ca pietrele acestea să devină pâine. Iisus era înfometat. Avea aici diavolul ispita ascunsă într-un mesianism marcat de prosperitate, ce vă spuneam mai înainte, cum înțelegeau iudeii, și Iisus era și el evreu, iudeu, născut în acest neam. Deci, ispita ascunsă într-un mesianism marcat de prosperitate, în care folosirea bunurilor este înțeleasă ca mijloc de obținerea bunăstării. Asta urmărea și voia poporul ales. Vine Mesia, o să fim extraordinari noi, poporul ales. Așa înțelegeau ei, dar greșit. În fața acestei tentații, Iisus afirmă că omul trăiește nu numai cu pâine, darul zilnic al Tatălui Ceresc. Nu ne rugăm în fiecare zi pâinea noastră, cea de toate zilele. Și prin pâine înțelegem tot ce avem noi nevoie, că toate ne vin de la Dumnezeu. Deci, în fața acestei tentații, Iisus afirmă că omul trăiește nu numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. Cuvânt pe care îl ascultăm la fiecare celebrare liturgică. Nu există celebrare liturgică în noua rânduială în biserica noastră fără a se citi din Biblie. Un text, un fragment, cât de scurt, nu mai spun la Sfânta Liturghie, duminică în solemnități, trei lecturi și psalmul responsorial. Venit în lume pentru a aduce mântuirea fiecărui om, aflându-se el însuși în mijlocul celor săraci, bolnavi, abandonați, Iisus spune, este scris, diavole care mă ispitești, ascultă ce spun eu, este scris. Deci apelează la cuvântul lui Dumnezeu. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu tot cuvântul care vine din gura lui Dumnezeu. Și asta a fost prima ispitire și diavolul, dar nu s-a lăsat bătut. Vine cu a doua ispitire, iluzia gloriei. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, le va porunci îngerilor săi cu privire la tine și te vor purta îngerii pe mâini, dar nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră sau să-ți scrântești piciorul. Diavolul, vedeți, ispitirea a doua. Iluzia gloriei, aceasta este o ispită camuflată într-un mesianism ce ar fi putut să împlinească miraculos orice așteptare religioasă.
Vedem aici aceeași logică de compunere a textului din partea evanghelistului, luminat și inspirat de Dumnezeu. Iisus se opune acestei ispitiri, exprimând încrederea sa totală în Dumnezeu. De ce a spus diavolul să se arunce jos? Pentru că ăștia, Dumnezeu s-a făcut om exact ca noi oamenii. L-a dus pe aripa templului. Aruncă-te jos, nu ți se întâmplă nimic. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu te va ține pe mâini. Diavolul se gândea să aruncă jos, își rupe gâtul și s-a terminat. Ea s-a dărnicit toată lucrarea lui de Mântuitor. A încercat diavolul, dar nu i-a mers nici de data aceasta. Iisus se opune acestei ispitiri de iluzia gloriei, exprimând încrederea sa totală în Dumnezeu. El a venit să facă voința Tatălui, să mântuiască neamul omenesc. Dumnezeu este prezent în mijlocul poporului său, în persoana Fiului său iubit. El ascultă întotdeauna rugăciunile celor care îl invocă. El nu poate fi nicicum ispitit. De aceea Iisus îi spune diavolului, ispititorului, este scris de asemenea, iarăși, puterea cuvântului. Este scris cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l vei ispiti pe Domnul Dumnezeul tău. Așa că Iisus n-a cedat nici aceste ispitiri să se arunce. Nu că nu s-ar fi putut salva, era Fiul lui Dumnezeu, dar el nu cedează, nu pleacă urechea la diavol. Și a treia ispitire, beția puterii, spune diavolul, îți voi da toate acestea dacă vei cădea înaintea mea și mă vei adora. Deci cum cere diavolul adorație chiar de la Iisus, ce să ne mai mirăm noi în lumea de astăzi, când diavolul prinde atâta teren și cere celor slabi care nu știu să-și păstreze credința primită la botez, mă refer la cei creștini, și reușește să-i corupă, să-și plece genunchiul, și atâția o fac prin modul lor de a-și trăi viața, își pleacă genunchiul în fața satanii. Și diavolul voia ca și Iisus să facă acest lucru. Toate ți le dau, că este numit stăpânitorul acestei lumi. Știm cine sunt diavolii, îngerii care au păcătuit, dar ți le voi da numai dacă îți pleci genunchiul în fața mea. Suntem în fața unei ispite fabricate de idealul unui mesianism politic, în care totul este garantat de delirul puterii unuia asupra celuilalt. În fața acestei groaznice ispite, Iisus reconfirmă unicul cult care trebuie dat numai lui Dumnezeu. Vă amintiți motoul de pe stema mea episcopală? Tu solus dominus, unul singur este Dumnezeu, numai Tu, Doamne, ești Domn, Stăpân. Și Iisus, respingând și această a treia ispită, vrea să reconfirme unicul cult adus lui Dumnezeu, numai lui Dumnezeu. În cele din urmă, Iisus i-a spus celui rău, pleacă satanul, că ce este scris, iarăși puterea cuvântului, este scris pe Domnul Dumnezeul tău, îl vei adora. Nu să te ador eu pe tine. Unul este Dumnezeu, numai acela trebuie adorat, numai Lui îi vei sluji. Acest lucru ne-l cere Dumnezeu, vedeți puterea cuvântului, ce importanță mare are cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl găsim în Biblie. Evanghelia scoate în evidență lupta și modul în care Iisus a învins ispitele diavolului. Iisus citează cuvintele din cartea Deuteronomului de trei ori, cum ați auzit, și tot de atâtea ori învinge ispita cu puterea cuvântului. Îl demască pe satana și îi spune, pleacă, retro satana, în limba latină, pleacă satana, iar apoi reafirmă cu tărie cultul ce trebuie oferit numai lui Dumnezeu, așa cum v-am spus. În cele din urmă, diavolul și-a recunoscut neputința și s-a îndepărtat imediat,
Iar îngerii, spune evanghelistul, ce frumos spune, diavolul a plecat, n-a putut să-l învingă pe Iisus și atunci vin îngerii, slujitorii lui Dumnezeu și însoțitorii noștri, toți avem un înger păzitor, fiecare instituție, fiecare țară are îngeri, Dumnezeu a avut grijă. Iată la Iisus, vin îngerii, slujitorii lui Dumnezeu și însoțitorii oamenilor, s-au apropiat de Iisus și i-au slujit. Al treilea punct al catehezei este un singur Dumnezeu. Aici avem o confirmare a botezului lui Iisus, cum spunea și Părintele la început. Confirmarea botezului. La botez apare întreaga Sfântă Treime, la botezul lui Iisus. Adevărul revelat în timpul botezului lui Iisus este un singur Dumnezeu în trei persoane, distincte și egale, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Așa încât fiecare persoană este Dumnezeu și Tatăl este Dumnezeu și Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Dar nu trei Dumnezei, ci unul singur. Misterul cel mai profund al credinței noastre. Iată adevărul revelat la botez, la botezul lui Iisus, este un singur Dumnezeu în trei persoane. Acum confirmat cu tărie de Iisus, înainte de a-și începe activitatea, El este, spune Evanghelia, condus de cine? De Duhul Sfânt, Duhul, a treia persoană din Sfânta Treime, în pustiu. Iar aici, în pustiu, învingând ispitirile celui rău, Iisus, a doua persoană din Sfânta Treime, arată că este într-adevăr Fiul lui Dumnezeu. Și în pustiu s-a dus ca să întărească intimitatea sa cu Dumnezeu, să trăiască mai intens în acea liniște de plină din pustiu unirea sa cu Tatăl, Cel care l-a trimis, ca Tatăl să-l susțină și Duhul Sfânt să-l ajute să ducă la îndeplinire planul de mântuire al omenirii. Vedeți ce rost are cuvântul lui Dumnezeu pe care Biserica ne-l propune. La fiecare liturghie noi ne referim la cel din prima duminică din postul mare, cum avem noi în ritul latin, în fiecare an ne vorbește Biserica despre ispitirile lui Iisus. Învățătura acestei cateheze ne ajută să înțelegem încă o dată cine este cu adevărat Iisus, că El este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Iisus ne vorbește și ne se prezintă în paginile sacre, dar noi trebuie să permitem harului lui Dumnezeu, harului divin, să ne lumineze, pentru ca să pătrundem ceea ce ascultăm, adică cuvântul pe care noi îl ascultăm. Din cele trei situații de ispită, putem scoate tot atâtea învățături, trei învățături. Prima, aceasta este o primă învățătură. Iisus este Mesia cel mult așteptat. Amintiți, în timpul Adventului, l-am așteptat ca atare, i-am sărbătorit nașterea. Și de aici, din ispitiri, o primă învățătură. Iisus este Mesia cel așteptat pe care Dumnezeu l-a trimis pe pământ să ne mântuiască. El are o încredere totală în Dumnezeu. Știe că Dumnezeu, Tatăl Său, oferă pâinea zilnică, hrana necesară celui care se încrede în cuvântul Său. Iată o primă învățătură, trei ispite, trei învățături. Prima, Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu. A doua învățătură, Iisus este comuniune tainică totală cu Tatăl, cu Tatăl Ceresc. Înainte de a-și începe activitatea publică, a reafirmat adeziunea sa la planul divin de mântuire. El va face multe minuni, dar nu pentru a se evidenția pe sine, să arate cine sunt eu, ia uitați-vă la mine, ce pot să fac eu. Niciodată Iisus n-a făcut minuni cu acest gând, ci pentru a întări învățătura sa, pentru ca oamenii să înțeleagă că El este trimisul Tatălui, Mântuitorul nostru. Va face multe fapte minunate,
numai și numai pentru a vesti Evanghelia și asta numai în favoarea celor săraci, bolnavi și părăsiți, adică celor la care se deschid cuvântului lui Dumnezeu. Toate minunile descrise în Evanghelie sunt semne ale apropierii împărăției lui Dumnezeu. Și a treia învățătură, trei ispite, am spus trei învățături, a treia învățătură, Iisus evidențiază fidelitatea sa față de Tatăl Ceresc și ne învață și pe noi să fim fideli, credincioși lui Dumnezeu, să nu trădăm niciodată iubirea Lui. El primește de la Dumnezeu tot ceea ce are nevoie. Nu stă de vorbă cu diavolul și acest lucru ar vrea să-l accentuez mult, că este important, că și noi suntem ispitiți. Diavolul nu ne lasă în pace niciodată cât trăim pe fața pământului, până la ultima suflare, și atunci diavolul cred că își adună toate forțele numai ca să ne piardă, să ne ducă de partea lui. Și de aceea Iisus, lăsându-se ispitit, a voie să ne învețe și pe noi cum să ne comportăm în ispitirile care ne vin de la diavol și de la toți faliții lui, să sunt așa de mulți în lume. Adică să nu stăm la taifas cu necuratul. Dacă stai la taifas cu diavolul, sigur vei pierde. Că diavolul e foarte abil, foarte șiret. Este mult mai deștept decât noi oamenii. Să nu uităm, a fost înger diavolul înainte de a cădea. Și îngerii sunt superiori nouă oamenilor, că ei nu sunt legați de trup. Așadar, o altă învățătură principală a catehiezei este aceea care rezultă din atitudinea lui Iisus înaintea celor trei ispitiri. Înțelegem că nu avem de discutat cu diavolul niciodată. Dacă stăm la discuție cu el, vine o ispită, stai, dar ce îmi dai, eu ce să mai... Sigur ne vom fi învinși de diavol, că e mai deștept decât noi. De aceea spune Iisus, pleacă satanul! Așa trebuie să facem și noi. Piei satanul! Nu vreau să cedez ispitirilor tale. Acum să fii sigur că dracul moare de ciudă. Că-l bajocoresc. N-are decât să moară. Dar noi să trăim. Să rămânem prietenii lui Dumnezeu. Când au încetat de a mai asculta de Dumnezeu, primii noștri părinți, cedând ispitei diavolului, că a stat la taifas cu necuratul, de aceea au căzut în păcat. Au descoperit, după ce au căzut, că sunt goi, și v-am explicat eu ce înseamnă că au simțit că sunt goi, nu trupește. Goi de Dumnezeu, au pierdut fericirea, s-au golit și s-au rușinat. Asta e urmarea păcatului, când omul face un păcat, pe moment se bucură, că asta e tactica diavolului. Dar după aceea vine remușcare, simte omul că e gol, că îi lipsește, îi lipsește adevărata fericire, îi lipsește Dumnezeu din inima lui. Diavolul, repet și vă rog să le țineți bine toți, este mai puternic decât noi. Dacă stăm de vorbă cu el, ne învinge. Și atunci cădem în păcat și îl supărăm pe Dumnezeu. De fapt ne facem rău nouă înșine. Iar culmea păcatului, care este? Idolatria, vițelul de aur, din Biblie, cartea Exodului 32, înlocuirea lui Dumnezeu cu ceva sau cu cineva. Și idolatria este un păcat grav, ne îndepărtează de la calea noastră spre Dumnezeu. Și în sfârșit, ce zboară timpul, să faceți mai scurt strofii la ca să am timp să prezint, mai să nu mă grăbesc, materialul, adică la început a durat un pic, s-au cântat toate strofele la cântece, ați cântat foarte frumos, vă dați zice, dar ca să ne încadrăm în timp mai bine. Partea acum aplicată a catehiezii, partea practică, calea postului mare. Ce avem de făcut noi în postul mare? Pornind de la ceea ce am auzit, ispitirile lui Iisus. Zi de zi, duminică de duminică, pășim pe calea postului mare, care ne conduce mai întâi la Ierusalim, în cenacol, la cina cea de taină, iar apoi pe Golgota.
muntele Calvar, munte care nouă, când numai îl pronunțăm, ne spune că e vorba de suferințele îndurate de Fiul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Și avem devoțiunea căii Sfintei Cruci. Ieri am făcut-o solemnă, amândoi episcopi, ați văzut, preoții lângă noi și atâta lume. Calea Sfintei Cruci ne amintește de suferințele îndurate de Iisus pentru mântuirea noastră. Că Iisus, când a scăpat de diavol, l-a respins, El a dus la îndeplinire opera de mântuire a noastră. Calea crucii, calea urmării lui Iisus, ținta tuturor catehezelor, învățăturii noastre. Această cale nu este ușoară, nu-i floare la ureche. Știm că avem nevoie de post, avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de meditarea cuvântului lui Dumnezeu. Și toate acestea ne le oferă biserica în timpul postului și ne îndeamnă să le folosim. Sunt mijloacele spirituale care ne ajută să pășim sigur pe calea convertirii, pe calea purificării în cele 40 de zile ale postului, amintindu-ne de cei 40 de ani ai poporului prin pustiu, când s-a purificat și a putut să intre apoi în țara făgăduită, un popor nou, purificat prin greutățile, ispitirile, dificultățile pustiului. Noi mergem 40 de zile, abia am pornit la drum, ieri, prima zi, 40 de zile, să nu ne speriem. Sunt așa de utile aceste zile pentru creșterea noastră spirituală, pentru purificarea noastră. Dar dacă nu creăm ambientul propice ca să intrăm în noi înșine, și să vedem care sunt obstacolele care ne apropie, care ne împiedică sau care sunt pentru noi ca un ghimpe, să spunem, în calea apropierii de Dumnezeu, trebuie să le descoperim în liniște, în tăcere și cu ajutorul Harului lui Dumnezeu să le putem înlătura pentru a înainta în credință, pentru a ne apropia mai mult, mai intim de Mântuitorul, Creatorul nostru, de Dumnezeu trăime. Ați aflat că acesta al treilea an de când se înalță către cer un cor de rugăciuni în 6 centre de lecție divină, vă dau lucruri practice, este parte aplicată. Lecție divină. Sunt 6 centre în dieceza noastră și anume vi le și spun: aici la Iași, Siret, Traian, Vișoara, Bacău și Onești. Participați deja la această lectură în rugăciune a Cuvântului lui Dumnezeu? Aveți posibilitate. Am spus și aici la Iași este. Pășeam ieri pe calea postului mare participând la un rit simplu, dar grăitor, impunerea cenușii. Impunerea cenușii, prin acest rit ne-am angajat la convertire și pocăință. Pentru ca acest angajament să ne mențină pe calea aleasă, așa cum v-am invitat la începutul Adventului, vă invit și la această cateheză să luăm două hotărâri, două propuneri. Prima, să ne înnoim fidelitatea față de Hristos. Și a doua, să avem grijă, susținuți de Harul lui Dumnezeu, să nu cădem în ispită. Le repet, hotărâri practice. Să ne reînnoim fidelitatea față de Hristos, să ne străduim să-L cunoaștem mai bun, mai mult, să intrăm în intimitate cu El, cu Dumnezeu. Și, repet, al doilea, să avem grijă să nu cădem în ispită. Și sigur nu vom cădea dacă vom rămâne uniți cu Hristos. Ori de câte ori avem ocazia să ne mărturisim credința în Iisus, să nu ne fie frică sau rușine, să ne mărturisim credința în Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Să medităm în timpul postului mare dăruirea sa totală față de oameni, mai ales față de cei săraci, să-i avem în vedere. Să contemplăm prezența sa în mijlocul nostru, în special sub chipul pâinii, la Sfânta Liturghie. N-am mai insistat aici că ar trebui să fac o cateheză separată despre Sfânta Liturghie, dar aveți foile la ieșire, ambele cateheze. Una despre Cuvântul lui Dumnezeu, proclamat de biserică în fiecare duminică din postul mare,
cea a doua despre Sfânta Liturghie. Cred că a spus, nu? Să le luați și să reveniți asupra ceea ce eu v-am spus și veți găsi în aceste foi, pentru ca să putem beneficia cu toții de cât mai multe lucruri, haruri de la Dumnezeu, ca să ne purificăm și pregătiți astfel să explodăm în bucurie în sărbătoarea Paștelui și când ciocnim oul roșu atunci și mâncăm felia de cozonac sau pască, să o mâncăm mai cu poftă, știind că avem sufletul curat și pe Dumnezeu prezent în inima noastră. Vă doresc mult succes, Dumnezeu să vă binecuvânteze. O rugăciune mai scurtă sau... Îmi cer scuze că, uite, a trecut ora sau m-aș bucura să nu meargă bine ceasul, nu? Merge bine. Mulțumim, preasfințite, pentru cateheză. Într-adevăr, la început de post mare, ne apropiem de misterul central al credinței noastre și de cultul pe care trebuie să îl dăm numai și numai lui Dumnezeu. Aș dori să mulțumesc totodată și grupului de tineri de aici, de la catedrală, care ne-au însoțit atât de frumos în timpul catehezei, Clarei Sofia, care cu violoncelul ei ne-a încântat, sau Marina cu flautul, sau ceilalți tineri. Vă mulțumim și vă așteptăm și altă dată. Îi invit acum pe Paul și pe Maria să rostească rugăciunea de la sfârșit. Doamne, noi Te căutăm și vrem să vedem chipul Tău. Te rugăm ca, într-o zi, după ce Ți vei îndepărta vălul, să putem contempla chipul Tău. Te căutăm în Scriptura care ne vorbește despre Tine, sub vălul înțelepciunii, rod al căutării oamenilor. Te căutăm în chipurile luminoase ale fraților și surorilor noastre, în urmele pătimirii Tale, ce au rămas în trupurile lor suferinde. Doamne, toate creaturile poartă semnul Tău. Orice lucru revelează o rază din frumusețea Ta invizibilă. Tu Te revelezi nouă în slujirea aproapelui, iar aproapelui Te manifesti prin iubirea Ta fidelă și veșnică. Acum, nu cu ochii, ci doar cu inima Te putem privi. Cu multă simplitate și autenticitate, noi dorim cu ardoare să vorbim cu Tine, să Te întâlnim în persoana fraților noștri și să Te mărturisim ca Fiu al omului și Fiu prea iubit al Tatălui Ceresc. Slavă Tatălui! Preasfințite, vă rugăm să ne dați binecuvântare. Să fie cu voi, să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Cateheza, prima cateheză din postul mare s-a încheiat. Mergeți și trăiți cu bucurie credința. Când Iisus a fost lovit, biciuit, când cei răi l-au pălmuit pe Iisus, am fi vrut să pietrele au tăcut și mânia s-a pierdut, s-a uitat.
pietrele au tăcut și mânia s-a pierdut, s-a uitat, s-a uitat. Când cu spini l-au torturat pe Iisus, cel blând. Am fi vrut să auzim pietrele strigând, am fi vrut să auzim pietrele strigând, însă pietrele au tăcut și mânia s-a pierdut, s-a tăcut și mânia s-a pierdut, s-a uitat, s-a uitat. Când l-au țintuit pe lemn, pe cel sfânt, când pe cruce au înălțat pe Iisus, am fi vrut să auzim glas din cer venind, am fi vrut să auzim glas din cer venind, însă cerul a tăcut, rugăciunea s-a pierdut, ca cerul a tăcut, rugăciunea s-a pierdut, ca un vis, ca un vis. Când în coastă l-au străpuns pe cel viu, când l-au pus pe Domnul Sfânt în mormânt, am fi vrut să auzim glas din cer venind, am fi vrut să auzim glas din cer venind, însă cerul a tăcut, rugăciunea s-a pierdut, ca cerul a tăcut, rugăciunea s-a pierdut, ca un vis, ca un vis. Mulțumim de participare, o seară frumoasă tuturor și somn lin. Nu uitați să luați foile la ieșirea din biserică cu cele două cateheze. Mulțumesc și eu grupului de la Scola Cantorum, cum numim noi, ați fost de nota 10 cu plus, dar nu vă mândriți. Dumnezeu să vă ajute mai departe.